De ce te-ai despărțit de Daniela? Păi, na. A apărut... Dacă vrei să spui, dacă nu. Bine, a Da, de apărut ce să nu? deja, Eu a spun. apărut. Da, normal. Am avut o relație cu altă fată din Vâlcea. Între noi nu prea era așa, nu știu, devenise monotonie, așa. S-a pus problema la un moment dat când stai cu Daniela, nu știu, să vă căsătoriți sau erau gânduri mai Și am serioase. avut o relație serioasă, sincer. Și ea a De asta te renunțat întreb. la multe lucruri pentru mine și eu Știu. n-am renunțat la ea ca să poate mi era bine, mult mai bine în fotbal. Deci am făcut amândoi sacrificii, deci era ceva serios. Deci n-ai ținut cont de ce apărai și Nu, de nimic, dar e relația mea ea și s-a, vreau să fiu cu ea. cum să zic, s-a transformat în fată așa de casă, să zic. Și îmi plăcea mult mai mult cum era înainte, mai... Da. Paradoxal, da? Și na. Am Asta înțeles. s-a Deci, întâmplat. practic, ușor, ușor se recise relația, Da, și să-i... am stat eu cu o fată din Vâlcea, după, și apoi am rămas cu fata aceea. Ai mai vorbit cu Daniel, așa? Nu, nu. Nu mai e nicio discuție. Nu. Te întreb pentru că știu, ți-am zis că a ținut foarte mult la tine și, cu adevărat, toată lumea a rămas. Ați avut o relație frumoasă. A fost Da, acolo dar între mie voi, între nu-mi patru plăcea pereți. aparițiile astea, de-aia nu prea. Nu mă simțeam eu așa. Mie îmi place să am o viață privată, liniștită și, bă, de asta, când ieșeam la mall sau la restaurant, toată lumea. Da, la momentul în care ai Știu, fost dar cu ea, nu... trebuia să-ți asumi. N-aveai ce să faci, pentru că și ea era cunoscută. Da, și eu, Și tu erai și eu, într-un și moment ea, al carierei și... fotbalist la Steaua și Dar venise parcă din... nu-mi plăcea mie așa viața asta. Era greu, unde să vă ascundeți atât? Dar nu era vorba de ascuns, dar toată lumea, și la mall, și la... Plus că să vă facă poze, da, de Da. Daniela cu Mihai. Te deranja chestia asta și... Mă deranja, nu? Păi eram așa, confortabil.